fiecare. Când a început să cânte, Aurel a preluat câteva piese ale artistului pe care l-a ales pentru proba de duet. În această seară are șansa de a cânta împreună pe scena de la Vedeta Populară. Doamnelor și domnilor, Aurel Lupu și Ilie Medrea. Ce mândră, da, în glumă, la 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 la. Te-ori lăsa și nu ia bună, la 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 la. Zice mândră, da, în glumă, la 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 la. Seamănă cu culiță sterp, puțin. Și nu ia puțin. Bună, la 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 la. De n-are zice numai așa, la 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 la. Ducă-să cât o vedea, la 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 la. Păi de n-are zice numai așa, ducă-să cât o vedea, mă. Ducă-să cu Dumnezeu, mă. La 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 la. Pot iubi știu numai eu, mă. La 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 la. Ducă-să cu Dumnezeu, mă. Hai, la 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 la. Pot iubi știu numai eu, mă. La 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 la. Că n-o fost mânuță-n sat. Hai, la 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 la. Pe care să n-o fi jucat. Hai, la 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 la. Hai, că n-o fost mânuță-n sat. Pe care să n-o fi jucat. Știi tu, mândra memărie. Hai, la 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 la. De frumos. Bună seara! Bună seara, Ilie! Seara bună, dragii mei! Bine ai venit la Vedeta Populară alături de el! Bine v-am găsit! În două vorbe, de ce-ți place? Zici că mă văd pe mine. Așa? Și dacă seamănă cu mine, nu poate fi decât numai bun. Pe Adelian și pe omul fain nu trebuie să-l auzi, că se vede. Voi numai trebuie să mai și auziți, să vă puteți da seama că e bun. Are șanse să devină artist în adevăratul sens al cuvântului? Apa, atâta îi trebuie să n-aducă ceva, că îl bat când ajunge acasă. Îi musai să câștige. Că... Mulțumim tare mult că ai fost alături în această seară. Cu mare drag. După cum văd, domnul Leșe, mi-ar fi plăcut să-l jurizeze pe domnul Medrea. Știi ce te rog, Medrea? Să horești ceva din Alba. Ce știi tu? Să audă el. Fii atent, din Alba acum. Sau de unde vrei? Cu mare drag, domnul Leșe. O să fie îndemn pentru iubire, nu contează anii, ci numai dacă mai putem. E, nu. Iubește cât ai de gând, măi, dacă te știi n-ar pe pământ, măi. Mai suflați și voi în locul meu, că nu mi-ajunge aerul. Că pe lumea aia la alătă nu-i ca aici niciodată. Vai, 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 lume.
Numai în tine vreau să stau, măi. Eu v-am spus să dați ceva de băut înainte. Ești pe... Stai, imaginăm că tu ești pondial. Așa. Și eu-s pe celălalt. Tu cânti a ta, horea ta și eu cânt a mea. Și tătășe, cânt eu, îmi chic, cânt eu, tu îmi chic, eu îmi chic și le combinăm. Dar haideți aici, veniți aici. Să vină acolo, să vină acolo. Domnule, aplauzele juriului și ale orchestrei, vă rog frumos orchestra. Așa. Apoi, avem Iuliana, aici... nu mai joc de-a, știi că vine domnul Leșe să concurăm. Așa ceva? Eu nu mai mă prezint. Oh, Doamne, da, bă, da, stai puțin să vedem ce iese. Ia să vedem. Păi stai așa, că dacă faceți jocul ăsta, intrăm și noi în el. Nu, și de data asta nu. De okay, data viitor. O duc să spună domnul Leșe că acum vor cânta numai ăștia buni. Nu! Ne scuzați! Cântă bărbații. Așa, cum? Nu contează tonalitatea. Aici eu sunt pe deal, tu ești pe celălalt deal. Să nu mă încurcați, domnul Leșe. Nu te încurc. Vă rog frumos. Când încep eu, taci tu, tac eu, iar încep tu. Iar tu ești foarte atent la ce se întâmplă aici. Bun, hai! Iubește cât ai de gând, mă. Tu zici a ta. Da, câte știi n-ar pe pământ. Și duce mă, nu știu cazarea ta. Să-i gândi, supărarea ta. Să mai zăvă. Și în momentul ăsta să-ți imaginezi să închizi ochii și să-l vezi pe unul pe un deal, pe celălalt pe celălalt deal. E super. Nu-i ca aici niciodată. Bravo! Lumea asta-i blestemată, nu mai poți iubi-o fată. Că nu știu, mândrule, de știi, dai, da. Ai că la altă noi n-om și... Ai că nu ne-am voiesc, părinți, vă dai, da. Ai că doi lumuță și dai nu... Arde chiar focul de lume. Și-o-i pleca lume din tine, ai să rămâie cu iubine. Doi mai trăi o zi, ori două. Da, foarte frumos. Ilie Medrea, te rog să te întorci să ții aici aplauze la scenă deschisă. Bravo, dragul nostru, mulțumim tare mult. Apă, nu m-am gândit că mai mă bucur de aplauze și la emisia asta. Domnul Leșe a realizat aici o provocare foarte, foarte frumoasă. Și să știi că aici cred că s-au întâlnit două spirite care simt dincolo de ceea ce... simte oricine. A fost special și mulțumim. Mulțumim fain, îi mulțumesc domnului Leșe și de asta să mai faceți că fac infarct. Da! Păi ai fost ca la concurs, eu ți-am zis. Îți grele emoțiile atunci când ai câteva fire de păr alb, pentru că îți crește responsabilitatea și la un moment dat nu mai prefaci față. Unii se laudă, cum o zis, se lacau cu ce, dar nu mai ține inima. Ține, lasă. Nu-i vorba de mine, Iuliana, de azi. Așa. Doamne ajută, mulțumim, Ilie, mulțumim. Și acum ce să mai jurizăm? Ia și jurizați, săracul băiat. Bogdan, te rog, hai să auzim. Cum a fost momentul? Chiar mi-a plăcut ce ați cântat împreună. O scurtă sugestie. Ascultă-l cum a strigat melodizat peste orchestră. Ai strigat și tu, a strigat și el.
Să-l asculți când vei ajunge acasă și vei fi tu în liniște, nu cu supresiunea emoțiilor, și o să-ți dai seama la ce mă refer. În rest, fost bine. Mulțumim, Cornelia. La un moment dat mi s-a părut că n-ai dus atât cât ar fi trebuit. Ceea ce este frumos și este de lăudat e faptul că Ilie ți-a fost alături cu totul. A vrut ca tu să strălucești, să fii foarte bun, momentul tău să fie foarte bun, pentru că el a înțeles. Nu el se prezintă aici în fața jurului, este în concurs, ci tu. Mulțumim. Niculina. Tu ești un câștig național, din toate punctele de vedere. Ești tânăr, ești isteț. Dacă mai tratezi și partea aceasta de cântec popular, înțelegând ce înseamnă folclorul, cât el de dinamic și de ce a rezistat până în zilele noastre, cu tot ce ne servește toată lumea de jur împrejur, că așa se servește. Dacă faci selecție, mănânci doar ce-i sănătos. Sănătate să-ți dea Dumnezeu și Doamne ajută, cum zice domnul profesor Leș. Doamne ajută și dumneavoastră. Mulțumesc. Bun, Eliza Stan, vă rog. Aurel Dragule, sigur, a fost frumos momentul, dar s-a văzut că tu mai ai încă de lucru. Pentru că el știe să-și dozeze fraza muzicală într-un mod perfect. Tu deocamdată ai o interpretare plată, liniară. Succes! Mulțumim! Grigore Leșe. Prin hori tu trebuie să îmbogățești lumea. Trebuie să te apropii de biblioteci, de oameni, de muzici interesante și din toate astea, așa cum am spus de atâtea ori, să dai sens cântecului. Și atunci totul va fi foarte bine. Doamne ajută! Mulțumim! Deci concluzia, mai e de lucru. Asta trebuie să-ți rămână. Mulțumim tare mult și îți doresc succes în continuare.